salutare, dragi prieteni. Iată-ne din nou pe Balta Custra, la o nouă partidă de pescuit. Am ajuns de aproximativ 10 minute, am tatonat un pic. Am văzut cam pe unde sar peștii. Acum am să pregătesc lansetele. Am să nădesc seminte cu spombul. Să vedem cine va rezerva această partidă. Acestea sunt semintele cu care voi nădi. Facem un pat de nadă. Bun, am să prepar acum și nada. Am aici de la Baitec Special Method Mix rămasă de rândul trecut. Deja am aruncat două lansete cu nada. Voi mai pregăti 3 kg de Benzar Crab Caras. Și momentan voi folosi doar 1,5 kg. Și în caz că va mai trebui, voi pregăti și cealaltă jumătate de pungă, în care voi mai adăuga și porumb bonduel. Acum voi marca firul, bine voit să mă declipsez. Am declipsat după o lansetă. Aș vrea să pescuiesc. Vreau să lansez pe malul de vis-a-vis. Pentru că e umbra acolo și bănuiesc că eu te stă la adăpost. Am pregătit aici o vargă să mă distrez la caras sau eu știu, poate intră chiar vreun ciorti la undiță până și fac apariția la fidere. Voi pescui 24 de ore, sunt singur și sper să am și ceva capturi. Și acum, pentru că am terminat de pregăti lansetele, voi savura o bere în așteptarea peștilor, crapilor, sper eu, măcar ciurtanilor să ne distrăm. Dacă nu, măcar să prindem câțiva carași mai îmbrăcați. Avem destul timp. Rândul trecut când am venit am avut activitate foarte bună noaptea. Acum ne relaxăm. Sănătate! A venit primul peștișor. Malul de vis-a-vis. Cum mai s-a dus? Am scăpat. Oricum a fost ceva mic.
Adușă-te. A venit prima ciortănică pe patul de nadă făcut cu semințe. Trăsătură violentă pentru mărimea ei. Mai mari. Încă una. O micuță. E de bine și pe asta, asta a venit la pargă. Aceeași mărime. A venit momentul să luăm cina. Momentan nimic semnificativ. Mulți ciortani. Chiar acum am o trăsătură la feederul din dreapta. Da. L-am ratat. Seara asta mâncăm gulaș. Am să încetez să mai filmez. Am să revin de dimineață cu amănunte. Este ora 12:23 de minute. Deja începe să depună rouă, de fapt să facă condens. Începe să fie răcoare. Și nu aș vrea să mai țin camera în condițiile acestea. Am să revin de dimineață cu mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în această noapte și vom mai filma și mâine. Deci ne vedem de dimineață. Bună dimineața, foarte frig azi noapte, de fapt foarte frig pentru temperaturile care sunt ziua. A fost undeva la, cred că 14 grade, am înghețat de frig, n-am venit pregătit, am fost doar în training. Am să mă grăbesc să-mi prepar un ceai fierbinte, să mă pot încălzi. Apoi să servesc micul dejun, după care trecem din nou la treabă. Soarele încă nu a răsărit,
acum va ieși din spatele dealului. Am să prepar un ceai acum. Azi noapte a fost o noapte fără capturi semnificative. Din păcate. Am prins peste 15 ciortănei minemicuți. Am prins și câțiva carași mai îmbrăcați frumoși. Și acum am să îmi fac ceaiul și apoi am să mai dau câteva scumburi de semințe pe patul de nal acolo. Sperăm că poate ziua va mânca ceva mai mare, cu toate că nu cred. Dar știți, speranța moare ultima. Că tot am scos lansetele, am nădit. O să vă arăt și monturile. Avem aici la prima lansetă un momitor de la Haldorado cu un forfac din fir textil relativ scurt, un cârlig numărul 6. Momentan am un plastic pe el. Iar la cea de-a doua lansetă avem un momitor clasic cu o tijă anti-tangle. Tot așa un forfac scurt cu un cârlig numărul 10, dacă nu mă înșel. Aici avem țin mai multe boabe de porumb. Să vedem și captura. Dăm caraful de ciortănii ca să-i dăm drumul. În una, două. Zece. Da, asta sunt toate. În rest numai caraf. Uitați ce negru e, frumos. Și mai mici și mai mari. Acestea sunt o parte dintre ciortani. Am mai eliberat cel puțin 15 pe zi, 15 azi noapte.
că e de mirare că n-am prins pește mai mare, pentru că uitați-vă de mult ciortan mic am prins. A intrat la aproape orice momeală, am pus pe cârlig, pe fir de păr, la 4 boabe, la 2 plastice, la pop-up-uri, de toate mărimile, au înghițit absolut tot. Absolut tot. Să eliberăm ciortanelul. Crească mari. A rămas doar cu carașii. Ne vedem la următoarea partidă, fire întinse.